Duminică 16 iulie a fost ultima zi în care s-au putut depune deșeurile menajere în depozitele neconforme din România, conform ordonanței de guvern 349 din 2017. În condițiile în care proiectul privind sistemul de management integrat al deșeurilor din Maramureș nu este încă operabil, situația va bulversa în cea mai mare parte serviciul de depozitare a deșeurilor menajere. În Maramureș trebuie închise două depozite de deșeuri neconforme, primul la satul Nou de Jos, Baia Mare, și cel de-al doilea la Teplița, Sighetul Marmației. Societatea de salubrizare Drusal Baia Mare a realizat o investiție pe o suprafață de un hectar, care să permită continuarea, fără întrerupere a serviciului de salubrizare, investiție care va putea fi dată în folosință. Este vorba de o platformă temporară de depozitare. Investiția a fost făcută în exclusivitate prin finanțare proprie de către firma din Baia Mare, folosindu-se numai contractori și materiale acreditate în acest sens, iar valoarea ei se ridică la aproximativ 500.000 de euro. Eu mă simt foarte mulțumit de faptul că am reușit să trecem prin această perioadă care putea fi o perioadă de criză. Suntem printre puținele orașe din țară care are continuitate a serviciului de salubritate. Avem capacitatea tehnică să continuăm deservirea populației fără nicio întrerupere. În momentul în care Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Fărcașa va fi operabil, se sistează depozitarea aici, absolut toate gunoaiele, deșeurile urbane, menajere care se vor genera, se vor duce la noul amplasament, inclusiv tot ce s-a depus în acest amplasament, iar acest amplasament va fi ecologizat. Platforma are capacitate ca să poată deservi pentru o perioadă de până la 3 ani, adică pentru intervalul maxim admis de legislația de mediu, preluarea deșeurilor menajere generate în zona de sud-est a județului Maramureș. Capacitatea fiind limitată, dorim și rugăm, facem apel la conștiința civică a generatorilor de deșeuri care sunt persoane fizice, persoane juridice, să depună pe platformele de gunoi de pe teritoriul municipiului Baia Mare și al județului toate deșeurile care le depun să fie selectate, cum de altfel noi avem realizat containerele personalizate pentru fracție uscată și fracție umedă. Problema nu este rezolvată însă în Maramureșul istoric, unde operatorul de salubrizare de acolo nu a reușit să amenajeze o groapă de gunoi temporară și astfel de luni deșeurile cel mai probabil vor fi transportate la Oradea cu posibilitatea preluării acestora doar până în luna septembrie, dar cu taxe foarte mari. În perioada următoare, autoritățile județului Maramureș se vor așeza din nou la masa discuțiilor pentru a vedea cum rezolvă și această problemă.